totul pleacă până la urmă de la un vis. Că dacă nu avem vise, nu mai avem nimic. Cum a fost cel cu iluminatul pe bază de LED, care ni l-am visat și datorită lor am reușit să-l implementăm. Cum să vă spun, pe plan mondial trebuie să recurgem la surse de economisire a energiei, sub orice formă, că este gaz, că este curent. Noi lucrăm cu unul din totdeauna, de când erau gazele naturale, s-a venit și cu oferta de electricitate și atunci, având o colaborare foarte bună până atunci, în momentul respectiv, am considerat că e bine să le luăm la pachet, pentru că e mai ușor să gestioneze ambele surse de energie cu un singur furnizor. Și cum să vă zic, piața este plină până la urmă de furnizori de energie, dar nu cred că au aceeași seriozitate. Știți cum e? În business, dacă ambele părți câștigă, se poate numi business. Tot timpul au fost alături de noi, tot timpul au venit cu proiecte noi, cum a fost cel cu iluminatul pe bază de LED. Deci au venit prima dată, au făcut măsurători în fabrică, s-a văzut nivelul de iluminare care este necesar, au făcut niște calcule, după care au venit și au propus pentru ceea ce este aici, ce se pretează. Le-am discutat, am căzut de comun acord asupra soluției tehnice, după care s-a apucat de realizarea implementării propriu-zise. Am fost singurii care au venit cu așa ceva. Că nu poți să ieși că e o afacere, un business, din care eu nu vezi, Doamne, câți bani câștigă. Dar, prin serviciile astea, ei sunt alături de clientul pe care îl au. Tot timpul, cu un pas, zic eu, mai în față decât ceilalți. Au și ani de vechime, au și în spate partenerul german care impune cadența germană. Sub toate ce s-a creat soluția, ei s-au ocupat de tot ce înseamnă montare, demontare, dar o chestie care, cum să vă spun, eu n-am simțit-o. Deci am mers parcă de la sine. Iluminat totul mai aici, pe cei 2 bați, 5 bați, 10 bați, da, dar acumulat la un număr foarte mare de corpuri, se adună o anumită energie, care, știți, o economisim. Se simte o reducere a costurilor cu energie. Și o lumină, zic eu, față de iluminatul tradițional cu lămpi de neon, mai multă lumină, parcă e mai caldă cu tine. Până la urmă, asta e trăinicia oricăror afaceri. Cu o lucrare pe termen lung și seriozitatea.